Președintele în exercițiu, Norris Măgeanu, aflat la cârma Federației Române de Automobilism Sportiv din anul 2015, a reușit să-și adjudece cel de-al treilea mandat consecutiv în fruntea acestei grupări naționale. Scrutinul, care a avut loc la Universitatea Politehnică din București, a durat aproximativ 5 ore, la finalul cărora Măgeanu a fost reales pentru încă 4 ani la conducerea Federației. El l-a avut ca singur contracandidat tot pe un mușcelean, Silviu Bulugioiu, fostul președinte al Comisiei de Off-Road, pe care l-a învins cu 92 de voturi la 35, un vot fiind considerat nul. La alegeri au participat reprezentanții a 128 de cluburi cu drept de vot. Diferența mare de opțiuni dezumflă scandalurile întreținute anterior de către opozanți, inclusiv prin articole în presa centrală, prin care Norris Măgeanu era acuzat că ar fi risipit circa 100.000 de euro din banii automobiliștilor, că ar fi impus cenzura și că a pregătit fraudarea alegerilor, inclusiv prin cumpărare de voturi. Dar aproape că e în tradiția Federației ca înaintea alegerilor să se tureze zgomotos motoarele prin astfel de acuzații care nu fac niciodată și nimănui cinste, dovadă însă a pasiunii, orgolilor și probabil și a intereselor care există în acest domeniu. Dar, dacă la alegerile trecute Câmpulungeanul a câștigat la mustață cu numai 2 voturi diferență, ecartul consistent de acum îi asigură o mult mai mare reprezentativitate și autoritate, fiind totodată și o recunoaștere și o apreciere a activității sale. Fără să intrăm în analiza proiectelor manageriale supuse votului, ne permitem, doar ca niște observatori din afară, să constatăm că sub coordonarea lui Norris Măgeanu, automobilismul românesc a fost orientat mai mult către public, prin creșterea numărului de etape, dar și a genului de competiții care să atragă spectatorii și să aducă imagine acestui sport. S-au atins cifre istorice la numărul de cluburi afiliate și la acela al piloților legitimați, care s-a dublat practic, ajungând la aproape 2800. A fost întărit segmentul juniorilor, dar și cel feminin. A fost depășită perioada grea a pandemiei, care a îndepărtat sponsori și sportivi, iar expunerea publică prin transmisii directe sau online a fost dezvoltată. Tot ca recorduri înregistrate, menționăm și că există acum 166 de competiții desfășurate pentru un număr de 24 de discipline sportive. În ceea ce privește planul de management pentru noul mandat, remarcăm prioritatea acordată juniorilor, inclusiv prin parteneriate strategice cu guvernul, dar și certitudinea a 2 etape de macadam într-un campionat comun cu Ungaria și Austria, un pas către o etapă de campionat european sau chiar mondial, care să aibă loc în România. S-a promis și realizarea unui circuit propriu în județele Dolj, Gorj și Vâlcea. În ceea ce ne privește, mai important de semnalat e faptul că în poziția de vicepreședinte a fost păstrat câmpulungeanul Cătălin Nicolaescu, și el unul dintre artizanii realizărilor Federației din ultimul an, echipa pe care o face cu fostul și actualul președinte Norris Măgeanu, fiind o garanție a menținerii județului nostru pe poziții importante în calendarele competiționale. Fiindcă nicăieri în țară automobilismul nu e mai firesc și mai la el acasă decât în Argeș și în Mușcel.